Iubiți frați și surori, datorită multelor ocupații la care trebuie să le facem față, în postul acesta n-am fost la alte conferințe duhovnicești decât la dumneavoastră. Am răspuns invitației călduroase pe care a făcut-o domnul primar și așa se face că în această seară suntem împreună. Duminica viitoare va fi Duminica Florilor și după aceea începe săptămâna patimilor sau a pătimirilor, numită pe bună dreptate în popor Săptămâna Mare. Din punct de vedere spiritual e cea mai mare săptămână din tot anul. Și atunci e de folos să medităm la felul în care noi mergem cu Domnul Hristos pe drumul crucii. Simon pregătise masă mare. Era acolo și o femeie păcătoasă care prin spate a venit la Domnul Hristos cu un vas de alabastru. Mir de mare preț, pum! Și a turnat mir pe picioarele Domnului Hristos și pe capul lui. Și odaia s-a umplut de mirosul mirului. Și voi sunteți datori să vă meritul că trebuie să ne zmerim și să-i slujim pe ceilalți, așa cum i-a slujit Domnul Iisus Hristos. Trebuie să vă fac o mărturisire și să vă spun că m-am regăsit în cuvintele domniei voastre și că probabil datorită vieții cotidiene atât de frumoasă și eu sunt unul dintre cei care nu reușesc să citesc Biblia atât de des cum ar trebui să facă orice creștin. Însă, mi-aduc aminte din Evanghelia după Luca, de un eveniment în care Marta, a venit la Iisus, și a cerut să o lase pe Maria să participe la îndelnicirile casei pe care Marta le-a făcut de-a lungul întregii zile. Maria, care stătea la picioarele lui Iisus și îi asculta învățăturile. De ce am amintit de acest eveniment? Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi aici, aș dori să fac o paralelă între acest eveniment și ceea ce se întâmplă astăzi aici și să vă spun că aici o aveți pe Maria. Dincolo, în cealaltă sală, este Marta.